pretend din nou, Ilie, bine ați venit la un nou clip de-al meu. În acest clip vom face o ciorbă de perișoare. Avem nevoie de 1 kg de carne de porc și vită, dată pe mașină, un ou, piper negru măcinat, sare, bineînțeles, mai avem nevoie de orez, bulion, eu nu mai am bulion, acum și folosesc roșii sherry în bulion. Avem nevoie de o ceapă, eu folosesc una albă, românească, din grădină, de la bunica, o țelină, un ardei roșu gras sau gogoșar. Gogoșar. Avem nevoie și de un păstărnac. E tata păstărnac. 3 morcovi proaspăți scoți din grădină de la bunica. Leuștean mărunțit. Borș cu legume. Pătrunjel. Și mărar, bineînțeles. Acum facem compoziția pentru perișoare. Am adăugat, după cum am spus mai devreme, 1 kg de carne, porc și vită, un ou, o ceapă răzălită, 100 de grame de orez, piper și sare. Și, bineînțeles, un pic de pătrunjel. Am terminat de amestecat carnea, compoziția pentru perișoare. Următorul pas este să mergem să tocăm cubulețe legumele. Am adăugat legumele la fier, bineînțeles, după ce le-am tăiat cubulețe, cum am spus mai devreme. Deja am început să fiarbă. Acum adăugăm... ce e asta? Cubul knor. Două cuburi knor de... vită. De vită. Cioc-poc. Și... lăsăm să fiarbă. Lăsăm să fiarbă, știe tata fiarbă. Am făcut perișoarele, priviți ce frumoase, acum le adăugăm în oală. Priviți cum intră perișoară după perișoară. Iop. 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 Ilut. Gâlgâl. Gâlgâl. Dietata perișoara. U-a-a. Pleoșc. Pleoșc. Ti-e data perișoli. Asta a făcut bălbuci. Ti-e data perișoli. Punem perișoarele și le lăsăm, bineînțeles, și pe ele să fiarbă. Am adăugat legumele înainte, deoarece ele fierb mai greu ca și carnea cu orezul. Gâlgâl. Gâlgâl. Ciorba noastră de perișoare este aproape gata. Am adăugat și bulionul. A prins deja o culoare foarte frumoasă, miroase bestial. Mai un pic și ciorba noastră de perișoare este gata. Acum vom adăuga borșul. Adăugăm un pic mai mult, fiindcă ne place mai acrișor. Acum adăugăm și o lingură de leuștean. Acum vom adăuga și smântână. Am adăugat și smântânica. Amestecăm foarte, foarte bine să se încorporeze toate aromele, toate gusturile, toate ingredientele. Mai lăsăm 5 minute și putem lua pe foc. Dragii mei, ciorba cu perișoare este gata. Al vostru Ilie vă dorește poftă bună. Vă invităm și vă așteptăm cu drag la masă, la o ciorbă gustoasă de perișoare. Până data viitoare, al vostru Ilie vă dorește numai bine. La revedere!